rog să deschideți Sfintele Scripturi la Cartea Psalmilor, la Psalmul 62 și vom medita împreună la 7 aspecte diferite prezentate în acest psalm. Cu siguranță sunt mult mai multe, cuvântul lui Dumnezeu este de neepuizat, dar vreau să subliniez telegrafic 7 aspecte care sunt subliniate de psalmist pentru noi. Și toate au de-a face cu ceea ce înseamnă credința. Psalmul acesta are ca și temă centrală credința adevărată și credința adevărată sub încercare, sub persecuție, în momentul de suferință. Și psalmul începe cu această temă a credinței adevărate și după aia ne prezintă de la versetul 3 la versetul 4, la versetul 5 de fapt, în mod explicit vedem care este problema cu care se confruntă psalmistul și anume asuprirea aceasta care o are din afară, care o are de la dușmanii lui. Și tema principală este credința adevărată în Dumnezeu și cum reacționează, cum va face față la această asuprire, la această încercare. Cred că Spurgeon zicea că psalmistul ne arată o metodă foarte bună de a aborda problemele din viața noastră. Și anume, înainte ca să vorbești cu dușmanii tăi, vorbește despre Dumnezeu. Înainte ca să abordezi problema care se abordează aici, acești oameni care caută să asuprească pe psalmist, psalmistul începe abordând problema sau tema credinței în Dumnezeu. Odată ce ai abordat credința, odată ce ai abordat realitatea că Dumnezeu este sursa credinței tale, este temelia credinței tale, este stânca ta, altfel poți aborda problemele din viața ta. Primul aspect, credința adevărată în Dumnezeu. Psalmistul ne atrage atenția la faptul că există o credință adevărată în Dumnezeu care este temelia noastră. Și ne subliniază în primele versete câteva aspecte despre această credință adevărată. În primul rând ne arată, în versetul 1, faptul că această credință adevărată în Dumnezeu este numai în Dumnezeu. Ați studiat sau am studiat împreună cu fratele Andrei acele 5 sola, da? Numai credința, numai harul lui Dumnezeu. Acest cuvânt numai, am văzut și dimineața, este deosebit de important. Sunt mulți oameni care pretind că au credință în Dumnezeu sau cred în Dumnezeu. Dar credința adevărată este o credință exclusivă. Este o credință numai în Dumnezeu. Dar numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul. Asta înseamnă că este scos din ecuație o încredere a sufletului în orice altceva. Nu mă încred în Dumnezeu și altceva. Mă încred 90% în Dumnezeu, 10% în puterile mele. 90% în Dumnezeu pentru vindecarea care am nevoie în trupul meu, 10% în medicina modernă. 90% în Dumnezeu pentru rezolvarea problemelor mele, 10% în pilele mele sau în cunoștințele mele sau în averea mea. Nu zic că aceste lucruri nu au un rol de jucat în viața noastră. Nu zic că Dumnezeu nu se folosește de aceste aspecte naturale pentru a lucra în viața noastră. Dar nădejdea noastră, nădejdea sufletului nostru, dacă avem o credință adevărată, este numai în Dumnezeu. Exceptând orice altceva. Și orice credință care nu este exclusiv în Dumnezeu, nu este o credință adevărată. Dumnezeu pretinde și Dumnezeu dăruiește o credință numai în El. Dar numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul. În al doilea rând ne arată că această credință este o credință care perseverează. Este o credință care nu se clatină. Versetul 2. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Și asta nu este datorită nouă, ci este datorită faptului că credința care o avem, credința care am primit-o în dar, este exclusiv în Dumnezeu. Temelia pe care stăm noi este stânca care este Iisus Hristos. Și El nu poate fi mișcat. Eu pot fi mișcat. Eu pot fi dărâmat. Eu pot fi afectat de circumstanțele în care mă aflu. Eu pot fi afectat de atacurile celui rău. Dar stânca care mă susține, stânca care mă ține ferm, care mă ține puternic, este Iisus Hristos și El nu poate fi afectat, El nu poate fi clătinat. Credința adevărată este o credință
care nu este dărâmată, care nu poate fi clătinată. Pentru că nu este de natură umană, nu este de putere umană, ci este lucrarea divină a lui Dumnezeu. El este sursa, El este temelia, El este Cel care lucrează această credință în noi. Ca atare, această credință, dacă este adevărată, va persevera. În al treilea rând, această credință este una experiențială. Este una reală și la nivel intelectual, dar și la nivel de suflet, de cuget, de inimă. Și vedem acest lucru subliniat de psalmist prin faptul că ne arată că ea este experiențială în două aspecte. În primul rând, este experiențială din punct de vedere subiectiv. Adică ceea ce simțim. Subiectiv vorbind, noi experimentăm această credință. Spune în felul următor, numai în Dumnezeu mi se încrede. Este un verb, dar este o acțiune a sufletului. Experimentăm acest lucru. În noua traducere mi se pare că traduce și mai frumos, spunând în felul următor, numai în Dumnezeu își găsește liniștea sufletul meu. Sau este liniștit. Descrie starea sufletului care are credință în Dumnezeu. Simțim o liniște. Simțim o pace care transcende orice pricepere. Este un lucru care îl experimentăm. Credința nu este doar, eu știu că Dumnezeu va purta grijă de toate lucrurile, eu știu la nivelul minții că Dumnezeu lucrează toate lucrurile spre binele celor ce-L iubesc, eu știu lucrurile acestea, am memorat versetele acestea, dar simt lucrurile acestea. Ce simte sufletul tău? Ce liniște experimentează sufletul tău? Ce pace are inima ta? Păi frate, eu știu lucrurile acestea, dar non-stop mă zbat în inima mea. S-ar putea ca să nu fie o credință tocmai veritabilă. Faptul că ai memorat versete biblice nu dovedește nimică despre credința care pretinzi că o ai. Trebuie ca acele versete, acel cuvânt al lui Dumnezeu să ia rădăcină în așa fel încât să experimentezi această credință. În mijlocul încercării, în mijlocul necazului, pentru că ai o credință adevărată, pentru că cunoști și trăiești anumite adevăruri, vei simți acea credință în mișcare, în lucrare. Și în acest context ne arată că credința este ceva experiențial subiectiv, adică noi simțim. Nu va fi la fel la fiecare, nu fiecare va simți exact același lucru, nu fiecare va avea același nivel tot timpul de bucurie sau de pace sau de liniște, dar un creștin adevărat care nu a simțit efectul credinței și nu simte efectul credinței în viața lui este o contrazicere. În al doilea rând, în mod obiectiv, și anume prin faptul că experimentăm ceea ce se întâmplă. Ceea ce se întâmplă. Noi simțim faptul că sufletul nostru se încrede în Dumnezeu, dar El spune, psalmistul spune, de la Dumnezeu îmi vine ajutorul. Simțim faptul că Dumnezeu ne iubește, simțim faptul că ne încredem în El, simțim faptul că avem pace și liniște și în același timp experimentăm în mod obiectiv faptul că ajutorul vine de la Dumnezeu. Vedem lucrul acesta în viața noastră. Vedem cum Dumnezeu ne-a scăpat. Din câte nu ne-a scăpat Dumnezeu. Din câte probleme. Din câte suferințe. În mod real. În mod real putem ca să mărturisim că am văzut mâna lui Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu intervine în mod activ, în mod meticulos, în viața copiilor săi. Noi simțim faptul că Dumnezeu lucrează în viața noastră și noi vedem faptul că Dumnezeu lucrează în viața noastră. În mod subiectiv și în mod obiectiv experimentăm credința în Dumnezeu. În al doilea rând, aș vrea să vedem faptul că această credință adevărată este întâmpinată de cei din afară cu atacuri. Există niște dușmani ai credinței care sunt subliniați aici de psalmist. Și dușmanii credinței vin și să ridică împotriva omului credincios și vor să atace credința lui. Mai ales, vedem, atunci când acest om este la pământ. Mai ales când acest om este descurajat. Mai ales când acest om trece printr-un necaz. Și vedem că acest atac al dușmanilor este un atac care este continuu. Este un atac care este continuu și în al doilea rând este un atac care este mârșav, care este urât. Până când vă veți năpusti asupra unui om? Răspunsul la întrebarea aceasta retorică este tot timpul o veți face.
Tot timpul veți profita de ocazia aceasta ca să vă să veniți și să luptați împotriva celui care este dărâmat. Și în al doilea rând, vedem că acest atac continuu este un atac mârșav. Este un atac urât. Este un atac care nu are nicio regulă de război. Vedem că acești oameni care vin și atacă credința noastră, care vin și vor să ne doboare, sunt oameni la care le place minciuna. Nu doar că mint, ci le place minciuna. Nu doar că sunt constrânși ca să facă un rău, nu doar că Satana îi constrânge ca să facă lucruri rele, ci sunt oameni la care le place să mintă. Sunt oameni care stau și se bucură atunci când văd că cineva este doborât, atunci când văd că cineva este dărâmat. Le place minciuna. Cu gura binecuvintează, dar cu inima blesteamă. Da? Arată felul de lucru acestor dușmani. Sunt oameni care pe față zâmbesc și pe la spate, de fapt, spun și fac altceva. Sunt oameni care se dau de a fi cei mai buni prieteni ai tăi, dar de fapt ei nu vor binele tău. Și nu sunt interesați de starea ta spirituală. Și se bucură atunci când tu cazi în necaz și în păcat și în probleme. Sunt oameni la care le mărturisești problemele tale și păcatele tale și pe de o parte spun că se roagă pentru tine și pe de altă parte zic, ei, lasă, știam eu de fapt ce fel de om e cu tare sau cu tare. Să dovedește acum că nu el chiar așa de mare sfântoc cum să crede el. Lasă că prea sfânt s-o crezut el. Că cine e el în biserică sau cât de mare predicator e el. Pe față spun una și pe la spate ei se bucură de necazul, de căderea, de starea ta spirituală. Atacul acesta mârșav este o luptă continuă împotriva credinței adevărate. N-ar trebui să ne surprindă că există asemenea oameni și n-ar trebui să ne surprindă că asemenea oameni se îndreaptă înspre noi și caută să ne dărâme credința. Ar trebui să ne surprindă dacă n-avem de-a face cu ei. Dacă încercările, tentațiile, atacurile Satanei nu vin împotriva noastră, s-ar putea să fie pentru că nu e necesar să vină. Satana nu trebuie să dărâme ceea ce nu stă în picioare. Satana nu trebuie să atace ceea ce nu există. Dacă credința noastră este adevărată și veritabilă, Satana, prin instrumentele lui, va ataca această credință. Da? Este în natura lui, nu se poate abține. Ca atare, n-ar trebui să fim surprinși când credința noastră adevărată se confruntă cu acești dușmani care în mod constant, în mod continuu și în mod mârșav și urât atacă credința noastră. În al treilea rând, vedem care este răspunsul credinței adevărate față de aceste atacuri. Da? Am văzut credința adevărată definită, am văzut credința adevărată atacată și acum vedem cum ea răspunde în fața acestor atacuri. În primul rând, vedem că această credință este activă la imperativul credinței. Credința vine și ne poruncește să credem. Și credința adevărată ce face? Acționează prin credință. Biblia ne spune că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință și poruncește tuturor oamenilor să pocăiască și să creadă. Și cei care au credința adevărată, ce fac? Se pocăiesc și cred. Cei care au credința adevărată când sunt atacați, când credința lor este atacată, cu ce răspund? Tot cu arme mârșave? Tot cu metode umane? Nu, ei răspund cu credința lor adevărată. Și vedem că exact acest răspuns, prin imperativul credinței, îl avem și aici. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu. Da, ei mint. Da, ei ne atacă. Da, ei fac asta. Da, ei fac aia. Da, ei vor să ne dărâme. Dar tu, suflete, trăiește prin credința care o ai. Încrede-te numai în Dumnezeu. Este o trăire a acestei porunci ai credinței, acestei porunci a trăirii numai bazat și ancorat în credința în Dumnezeu. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu. Vedem că această credință nu este o credință oarbă, ci este o credință care este motivată. Căci de la El îmi vine nădejdea.
căci de la El îmi vine nădejde, de la El îmi vine speranța. Ca atare, încrede-te în Dumnezeu. Ascultam pe avion, venim pe avion, ai posibilitatea să te uiți la diverse forme de distracție, printre care poți să asculți și cărți în format audio. Și îți alegi o carte și poți să o asculți la căști. Era o carte despre psihologie și unul dintre capitole aborda problema faptului că toți oamenii își vorbesc singuri. Noi înșine ne vorbim. Și arăta diferența între diversi oameni și felul în care își vorbesc singuri. Cel mai popular acum este această psihologie a gândirii pozitive. Și zicea acest autor, acest psiholog, că într-adevăr există beneficii la gândirea pozitivă. Adică tu să vorbești lucruri pozitive despre tine. Deci, te confrunți cu o problemă și zici, măi, ok, am problema asta, bun. Te pregătești ca să confrunți problema. Mihai, tu ești cel mai tare, tu ești cel mai bun, tu ești cel mai puternic, tu vei birui, da? Și sună ciudat, da? Dar, într-adevăr, la nivel psihologic, la nivel așa, are un efect pozitiv, da? Și într-o oarecare măsură și creștinismul, până la urmă, ne spune să facem lucrul acesta, doar că nu noi, ci Hristos, da? Dar explica acest psiholog că există oameni care sunt mai de succes, care își vorbesc singuri, dar trec dincolo de această gândire pozitivă goală. Pur și simplu afirmații de genul, tu ești puternic, tu vei învinge. Și sunt oamenii care vin și își pun întrebarea, cum sau de ce? Și vorbindu-și singur găsesc soluții. Tu vei învinge. Întrebarea, de ce voi învinge? Da? Voi învinge pentru că Hristos a învins deja. Voi învinge pentru că Dumnezeu mi-a promis că voi învinge. Exact lucrul acesta face autorul. El vine și spune, suflete, încrede-te în Domnul, dar nu numai așa pentru că ți-am zis eu. Și uite motivele pentru care ar trebui ca să te încrezi în Domnul. Uite de ce ar trebui să te încrezi în Domnul. Pentru că acest lucru este poruncit în cuvântul Său. Pentru că cuvântul ne garantează că credința noastră nu ne va dezamăgi. Pentru că experiența noastră a confirmat faptul că Dumnezeu nu ne dezamăgește niciodată. Și așa mai departe. Atunci când confruntăm problemele noastre prin credința noastră, prin acest răspuns lăuntric în primul rând, nu este doar o gândire pozitivă. Nu este doar o gândire pozitivă, ci este un răspuns al credinței în care vedem că în ascultarea credinței, credința noastră are o temelie. Credința noastră nu este o credință oarbă. Credința noastră este o credință dovedită prin cuvântul lui Dumnezeu și prin experiența Duhului Sfânt în inimile noastre și prin experiența vieții noastre. Noi îl credem pe Dumnezeu pe cuvântul Lui, dar cuvântul Lui s-a dovedit ca și fiind adevărat. Nu este o credință moartă, nu este o credință oarbă. Nu este la fel cum ar zice, mulțumesc, cum ar zice oricine altcineva, păi eu cred în OZN-uri, eu mă încred în extraterestri, că o să vină extraterestri să-mi rezolve problemele. De ce e mai credibilă credința creștină decât o asemenea credință? Că poate să fie unul foarte convins. Să creadă din toată inima lui că vin extraterestrii să-i rezolve problemele. Păi de ce? Pentru că nu există nicio dovadă că ar fi extraterestrii și că dacă ar fi extraterestrii, ei ar fi interesați de problemele dumneavoastră. Înțelegeți? Nu există nicio dovadă pe care să fie întemeiată o asemenea credință. În schimb, credința creștină că există un Dumnezeu și că dacă îți pui credința în acel Dumnezeu, ești mântuit prin El, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, are o sumedenie de dovezi în spatele ei care stau ca și temelie și postament la acea credință. Ca atare, nu contează doar intensitatea afirmației unei credințe, contează conținutul ei. Credința noastră este una care acționează fiind motivată de aceste dovezi. Și făcând acest lucru, vedem că asimilăm aceste lucruri în caracterul nou, în identitatea noastră. Credința noastră devine identitatea noastră. Versetul 7 spune, pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul meu, pe Dumnezeu se bazează ajutorul meu și ceea ce spune în următoarea frază este extraordinar de minunat. Se întemeiază ajutorul meu și slava mea. Ce înseamnă slava mea? Ce înseamnă slava lui Dumnezeu? Slava lui Dumnezeu, știm pentru că am studiat împreună acest lucru,
înseamnă caracterul lui Dumnezeu, atributele lui Dumnezeu manifestate, arătate. Ce înseamnă slava mea? Păi slava mea înseamnă ce vreau eu ca să se arate, să se cunoască despre mine. Cu ce vreau eu să mă laud, da? Țin minte că aveam o discuție la un moment dat cu fratele Cristi despre felul în care oamenii vin la el la birou și se prezintă. Fără ca să-i roage cineva să se legitimeze, intră în birou, bună ziua, eu sunt doctorul Moisulescu. Pe mine te-am întrebat eu dacă ești doctor sau nu? Bună ziua, eu sunt avocatul nu știu care. De ce să reprezintă în felul acesta? Sau păstorii, bună, sunt Cutărescu, eu sunt păstor la frații baptiști. Dar te-am întrebat eu unde ești păstor? Ești curios? Nu-s curios. Ce treabă are unde ești tu păstor cu faptul că acum te internezi la urgență? Da? N-are nicio treabă, decât poate crezi că o să ai niște beneficii dacă te legitimezi cu statutul tău. E slava lor, e lauda lor. Oamenii aceștia au muncit, s-au zbătut, mai ales păstorii. Rețin când am venit în România cu un frate păstor, mi-a zis: frate, o să vezi tu ce mare e bătălia la ciolan aici. Și n-am înțeles ce vrea să spună cu asta, pentru că mie nu mi-a trebuit ciolan, nu mi-a trebuit nimic de genul, dar am înțeles până la urmă că e vorba de o luptă pentru putere, pentru afirmare, și oamenii care s-au luptat ani de zile ca să cucerească, să acapareze pentru ei aceste lucruri, acum le consideră parte din identitatea lor. Este slava și lauda lor, că e doctor, că e medic, că e farmacistă sau ce îi, și se legitimează, că e păstor, da? Se legitimează și vor ca lumea să cunoască identitatea lor, să cunoască slava lor. Și psalmistul ne spune că credința aceasta adevărată, credința aceasta care lucrează în noi și răspunde la aceste atacuri, cum răspunde? Prin credință. Ajunge ca să fie identitatea noastră. Ajunge ca să fie nu doar postamentul ajutorului nostru, nu doar este convingerea noastră că Dumnezeu ne va ajuta, ne va scăpa, ne va mântui, ci devine slava noastră. Noi ne lăudăm în Hristos, cu Hristos. Nu ne lăudăm cu nimic altceva. Ne legitimăm în acest fel. Ar trebui atunci ca să ne prezentăm, când mergem în birou la cineva: bună ziua, sunt Mihai Marian și sunt copilul lui Dumnezeu. Asta ar trebui să fie cel mai important lucru, cel mai important lucru care noi vrem ca oamenii să cunoască despre noi. Nu ne interesează dacă ei știu că noi suntem afaceriști, că suntem directori, că suntem păstori, da? Ne interesează ca lumea să știe că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Cum să știe? Cum să știe? Să vadă în viața noastră credința noastră. Să vadă în felul în care răspundem în încercare, în felul în care răspundem la atacurile care vin câteodată chiar din partea lor. Această identitate a unei credinței adevărate, devine pentru noi adăpostul credinței. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Va fi o chestie de răspuns motric, de răspuns automat, da? Cum ar fi, dacă te duci la fratele Cristi, da, îl folosesc ca și exemplu, că îmi permit, știu că nu se supără pe mine, dacă te duci la fratele Cristi și ridici un pumn la fratele Cristi, dacă vă pognește dintr-o dată și v-a pus la pământ, să nu judecați. Nu este o problemă a firii, este o problemă de învățare motrică. Da? El fiind karatist, el știe să răspundă motric, nici nu mai trebuie să gândească. Dacă eu ridic un pumn de dreapta, el știe deja cum să bareze și să-mi bage una pe stânga. Bă, terminat. Scurt pe doi. Nici n-a gândit, dacă l-a întrebat, băi, dar tu știi ce ai făcut acolo? După aia analizează și zice: păi da, știu ce am făcut. Am văzut că ai ridicat pumnul de dreapta și am făcut cu tare și cu tare. El n-a văzut nimic, n-a știut nimic, corpul lui pur și simplu a reacționat, da? Este parte din cine este el, ca și karatist. La fel, când identitatea noastră este una îmbibată, ancorată în credința noastră adevărată în Domnul Iisus Hristos, atunci această credință devine în mod automat adăpostul nostru. Dacă acum, pentru cei mai mulți oameni, adăpostul este altceva, când vine necazul, automat, instinctual, unde fugim? De cele mai multe ori, trebuie să spunem cu rușine că nu este la Dumnezeu. Nu este în credință, nu este prin credință, da? Când vin încercările grele în viață,
Vezi dacă într-adevăr identitatea ta este în Hristos. Vezi dacă alergi la Hristos, vezi dacă alergi la Dumnezeu sau dacă alergi la alte lucruri. Dacă când vine diagnosticul de cancer, primul gând nu este să alergi la specialist, la oncolog. Ajungi și acolo până la urmă. Primul gând este să alergi la Hristos. Când vine vestea că lucrurile merg foarte prost la servicii și te-au dat afară, primul gând nu este să alergi la un prieten să ceri niște bani împrumut. Primul gând este să alergi la Hristos. Când vin problemele în viață, în societate, între prieteni, primul gând întotdeauna, dacă identitatea ta este una credinței adevărate, este să alergi la, să alergi la Dumnezeu. Adăpostul tău va deveni Dumnezeu. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. Și în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu, locul meu de adăpost. Este așa de minunat să cunoști identitatea ta și prin credință să fii adăpostit în Dumnezeu, să fii adăpostit în Hristos. Al patrulea rând, psalmistul ne prezintă ceea ce eu aș numi comunitatea credinței. Vedem că dacă suntem credincioși, dacă identitatea noastră este în Hristos, suntem chemați ca să trăim această credință în comunitate. Credința noastră este doar în Dumnezeu, dar nu suntem singuri sau nu ne încredem singuri în Dumnezeu. Și psalmistul se întoarce către popor sau către popoare și le poruncește ca să se încreadă în Dumnezeu. Versetul 8. Popoare, în orice vreme încredeți-vă în El. Vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Dacă avem aceeași credință în același Dumnezeu, Dumnezeu este adăpostul nostru la oaltă. Și vedem că avem acest privilegiu ca să mărturisim acest lucru la oaltă și avem privilegiu să facem ceea ce vom face în această seară, să venim și să ne vărsăm împreună inimile înaintea lui Dumnezeu, pentru că împreună avem credință în El. Și împreună am fost mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Este un lucru minunat să ai o credință personală în Dumnezeu, doar în Dumnezeu, și în același timp să conștientizezi că nu ai de unul singur. Că lângă tine Dumnezeu a pus mădulare în același trup, care au aceeași credință, care a fost răscumpărați cu același preț. Și împreună putem să ne vărsăm inimile. Și împreună putem să ne purtăm poverile. Și împreună putem trece prin încercări. Și împreună putem răspunde la atacurile din partea dușmanilor ai credinței. Este un lucru minunat să conștientizezi faptul că credința este trăită în comunitate. În comunitate. Da? Noi tot ceea ce facem, ca și credincioși adevărați, facem în comunitatea credinței. Ne închinăm în comunitatea credinței, trăim viețile noastre în comunitatea credinței, ne creștem copiii noștri în comunitatea credinței, căsniciile noastre, tot ceea ce facem se întâmplă în această comunitate a credinței. Pentru că așa a rânduit Dumnezeu. Ca prin această comunitate a credinței, numită Biserica Lui, trupul Lui, noi să fim prelucrați, noi să fim crescuți, noi să fim aduși la maturitate, să fim păstrați prin instrumentele Harului până în ziua în care El ne va lua la El acasă. Este un lucru minunat să știi că datorită credinței care ai primit-o în dar, ai primit această comunitate, aparții acestei comunități și nu ești de unul singur. Foarte mulți credincioși, poate chiar credincioși adevărați, sunt extrem de descurajați, sunt extrem de apăsați pentru că nu se cunosc sau nu sunt asimilați într-o adevărată comunitate de credincioși. Nu beneficiază de instrumentele Harului care Dumnezeu le-a lăsat ca fiecare credincios să aibă acces la ele. Nu-și primește creșterea care trebuie să o primească bine închegat în trupul local, în Biserica lui Hristos local. Foarte mulți care poate fac parte dintr-o biserică locală, dar încă nu se cunosc și nu-și cunosc identitatea lor. Și când vin încercările și atacurile asupra credinței lor, nu pot răspunde la capacitate maximă pentru că încearcă să răspundă singuri. Când ei nu sunt chemați să fie singuri. Ei sunt chemați să fie mădulare într-un trup, să fie frați într-o familie, să fie zidiți împreună în această zidire sfântă care o realizează Domnul nostru Iisus Hristos. Mare binecuvântare să realizezi că credința ta adevărată te amplasează într-o comunitate de credincioși adevărați. Și dacă nu faci parte
într-o comunitate de credincioși adevărați, ar fi bine să părăsești acea comunitate de altceva și să cauți o comunitate de credincioși adevărați. Acolo unde poți fi ceea ce Dumnezeu te-a chemat să fii. 5. În al cincilea rând, vedem că psalmistul ne prezintă alternativele sau alternativa la credința adevărată. Există două religii în lumea aceasta, doar două. De multe ori, mai ales discutând cu agnostici, atei, ei vin și zic, păi de ce să cred eu religia ta versus cele 1000, nu știu câte de religii mai sunt în lumea aceasta? De ce a ta e mai credibilă? Realitatea este că există doar două religii în lumea aceasta. Există religia adevărată, care este cea care provine din Dumnezeu, orice nume ar avea ea, da? Să mergem cu baptismul reformat, pentru că cred că e ok. Dar ea ar putea avea multe nume. Orice religie adevărată este acea religie, este acea credință care provine din Dumnezeu, care este lucrată de Dumnezeu. Și există religia falsă care provine, care are ca și rădăcină pe om. Astea sunt singurele religii care există pe această planetă. Ele au diverse nume. Cele care vin din om se pot numi inclusiv ateism, agnostic, budism, confuciuzism, orice ar fi, da? Și cele care provin din Dumnezeu poate au diverse etichete, nici nu contează. Până la urmă, felul în care le poți cataloga pe cele două sunt ce stă la rădăcina lor. Dacă acestea vin din Dumnezeu sau vin din om. Și testul pentru dacă religia este adevărată sau falsă, o avem încă din versetul 1, când am văzut credința adevărată, și anume, dacă ea se bazează numai pe Dumnezeu. Religia falsă, întotdeauna, într-o oarecare măsură, își pune credința și are la temelia ei ceva în afară de Dumnezeu. Ateismul scoate pe Dumnezeu 100% afară și toate celelalte religii false împart încrederea, nădejdea, speranța între Dumnezeu și încă ceva. Da? Dumnezeu și fapte, Dumnezeu și biserica, Dumnezeu și dezlegarea de la popa, Dumnezeu și orice ar fi. Da? Orice este Dumnezeu plus ceva sau fără Dumnezeu este religie falsă. Și orice religie proclamă că mântuirea este lucrată și este datorită numai lui Dumnezeu. Este din Dumnezeu și este adevărat. De aceea, Reforma Protestantă a făcut ravagii prin acele 5 sola, pentru că acel cuvânt numai, sola fidei, sola gratia, da? Acel numai a fost problema. Acea credință numai în Iisus Hristos. Acea mântuire doar prin jertfa Lui și nimic altceva. Toți cred că suntem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și încă ceva. Toți cred că suntem mântuiți prin har. Cum zicea cineva, cred că de la mormoni, și noi credem în mântuirea prin har. Noi credem că Dumnezeu ne-a dat mântuirea, ne-a dat harul să ne câștigăm mântuirea. Înțelegeți problema, da? Doar prin harul lui Dumnezeu. Doar ca și o favoare nemeritată. Doar prin credință. Doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Doar pentru slava lui Dumnezeu. Ceea ce se naște din Dumnezeu dă naștere la ceva care este axat doar pe Dumnezeu. Și ceea ce se naște din om, orice religie ar fi, va căuta până la urmă să împartă slava lui Dumnezeu între Dumnezeu și om. Și Biblia ne spune că Dumnezeul nostru, Dumnezeu adevărat, nu-și împarte slava cu nimeni. Două religii în această lume, religia falsă și religia adevărată. Religia falsă care provine din om și religia adevărată care provine din Dumnezeu. Și psalmistul ne arată care este valoarea acestei religii false. Versetul 9. Da, o nimică sunt fiii omului. Minciună sau amăgire sunt fiii oamenilor. Puși în cumpănă toți la oaltă, ar fi mai ușori decât o suflare. Altfel spus, n-au nicio valoare. N-au nicio valoare. Nimic ce provine din om nu are valoare. Pe frate, dar stai un pic, dar noi suntem noi imaginea, imago Dei, da, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Da. Nu despre asta e vorba. Nu despre faptul că nu avem valoare ca și creatura lui Dumnezeu. Nu despre faptul că nu avem nicio o valoare de sine. Ci despre faptul că în contrast cu Dumnezeu și ca și înlocuitori al lui Dumnezeu suntem fără valoare.
în momentul în care îl iei pe om din starea și poziția lui pentru care a fost creat, ca unul care trebuie să se închine lui Dumnezeu și încerci să faci din el unuia căruia trebuie să te închini sau prin care să te închini sau care să te mântuie sau care să contribuie la mântuirea ta, valoarea omului în acea ecuație devine zero. Devine zero. În momentul în care lași pe om unde trebuie el ca să fie, ca și făptură creată a lui Dumnezeu, făptură care trebuie să-L proslăvească pe Dumnezeu, făptură care este răscumpărată prin jertfa lui Dumnezeu pentru noi, omul are valoare și omul este o făptură minunată. Dar în momentul în care îl iei pe om din acea poziție în care Dumnezeu l-a intenționat să fie și încerci ca să faci din om obiectul credinței, suntem fără valoare și suntem o nimicire pentru sufletele oamenilor. Ne arată de asemenea faptul că aceste religii false ne tentează prin două aspecte, sau prin un aspect am putea să sumarizăm, și anume prin faptul că întotdeauna vin și fac apel la naturalismul nostru sau la materialismul nostru. În cultura românească avem această zicală că ce e în mână nu-i minciună, da? Lucrurile naturale, lucrurile materiale, care le putem pipăi, care le putem număra, sunt așa de atrăgătoare exact pentru simplu fapt că nu necesită credință. Nu necesită credință, da? Ca să te bazezi pe averea ta, nu necesită credință. Ori o ai, ori nu o ai. Ca să te bazezi pe puterile tale, nu necesită credință. Dacă ești mare și tare, tu știi că ești mare și tare. Ca să te bazezi în Dumnezeu și pe promisiunile Lui, înseamnă să trăiești o viață cu această convingere certă a unor lucruri care încă nu le-ai văzut. Să trăiești precum ești deja glorificat, dar tu încă n-ai văzut glorificarea ta. Să trăiești precum îl vei vedea pe Fiul omului coborând pe nori ca să te ia acasă, dar încă n-ai văzut lucrul acesta. Este o convingere certă în niște lucruri care încă sunt nevăzute. Aia nu înseamnă că ele nu sunt credibile, aia nu înseamnă că nu sunt dovezi pentru ele, da? Ci înseamnă că tu trăiești încă prin credință, adică nu le-ai văzut încă. În schimb, materialismul și lucrurile care le poți număra, le poți pipăi, le poți testa, cum ar fi banii, averia, puterea, influența, ele nu necesită credință. Și prin aceste lucruri Satana ne tentează cel mai mult. Prin aceste lucruri suntem tentați ca să ne încredem în ele și nu în Dumnezeu. Și vedem că acest naturalism, acest materialism duce pe om ca să compromită un sistem de valori sănătos și să facă tot felul de lucruri ca să crească în puterea lui materială, fizică și așa mai departe. Și zice aici să nu vă puneți nădejdea zădarnică în răpire, adică în furt. Sau când cresc bogățiile, nu vă lipiți inima de ele, precum ele ar putea ca să ne scape sau să ne rezolve problemele noastre și mai ales problema noastră ultimă, problema mântuirii noastre. Alternativa credinței este falsa religie. Este religia care provine din om și care se bazează pe om. Fie pe sine, fie pe alții. Și adevărata religie și adevărata credință este acea credință care se bazează și se încrede numai în Dumnezeu, exceptând orice altceva. Bun. 6. Psalmistul vine și ne arată faptul că această credință adevărată există datorită faptului că ea a fost revelată pentru noi. Ea a fost revelată pentru noi. Dumnezeu s-a revelat, versetul 11 ne arată că Dumnezeu odată a vorbit. Un lucru minunat faptul că Dumnezeu a vorbit. Citim în Evrei, de exemplu, că Dumnezeu în trecut s-a revelat în multe rânduri și în multe feluri. Și în cele din urmă s-a revelat în Fiul Său. Și Fiul Său a lăsat revelația scrisă prin apostolii Lui. Și trecem așa cu vederea de ce mare lucru Dumnezeu a vorbit. Doar țineți cont de simplu fapt, ca să vedeți cât de mare lucru este faptul că Dumnezeu s-a revelat și a vorbit, că prima dată când Dumnezeu a vorbit, cel puțin prima dată când noi știm că a vorbit, tot universul ăsta a intrat în existență. La un simplu cuvânt al lui Dumnezeu. Da? Și după aia a scris 66 de cărți, care noi le desconsiderăm. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a zis să fie materie, timp, spațiu. Și la cuvântul lui Dumnezeu toate aceste realități au devenit realități.
Și Dumnezeu a scris 66 de cărți pentru noi. 66 de volume de cuvinte ale Lui, care toate sunt da și amin și nimic, nici o iotă nu va trece fără să se împlinească. Este un lucru minunat, magnific, miraculos faptul că Dumnezeu s-a revelat, faptul că Dumnezeu a vorbit. Și a vorbit în așa fel încât noi ca să putem face parte de această realitate. Pentru că al doilea adevăr este nu doar că Dumnezeu s-a revelat, nu doar că Dumnezeu a vorbit, ci că Dumnezeu a vorbit mie și ție. De două ori, odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit. Acum, primul gând ar fi, wow, mare lucru că a auzit de două ori. Dar e mare lucru că a auzit El. Și e mare lucru că ai auzit tu. E mare lucru că Dumnezeu a vorbit și e mare lucru că a vorbit în așa fel încât eu și cu tine să putem auzi cuvântul Lui. E mare lucru că noi avem acces la El. Gândiți-vă la câți oameni în ziua de astăzi nu au acces la cuvântul Lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit și ei nu știu despre asta. Dumnezeu a scris o carte, Sfânta Scriptură, și ei nu au acces la ea. Este mare lucru că Dumnezeu a vorbit și este mare lucru că Dumnezeu îți vorbește ție. Pe frate, Dumnezeu nu-mi vorbește mie. Dacă asculți predica aceasta, e drept dovadă că Dumnezeu îți vorbește și ție. Te înștiințez. Dumnezeu de jumătate de oră îți vorbește din cuvântul Lui. De fiecare dată când iei Scriptura, cred că Paul Washer zicea că dacă vrei să auzi un cuvânt de la Dumnezeu, du-te și deschide Biblia. Mai de tot plânge, pe Dumnezeu nu-mi vorbește. Eu n-aud glasul lui Dumnezeu. Dacă vrei să auzi glasul lui Dumnezeu, du-te și citește Biblia. Dumnezeu a vorbit și a vorbit în așa fel încât tu să ai harul ca să auzi. Și în al treilea rând, a treia minune din acest verset, este că Dumnezeu se revelează în mod continuu. Ați observat, odată a vorbit Dumnezeu. Și de două ori a auzit psalmistul. Glasul lui Dumnezeu răsună în gândul, în sufletul psalmistului, în așa fel încât el aude această proclamare a lui Dumnezeu, care este făcută odată, o aude de două ori. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu, care este revelat odată, răsună de două, de trei, de zece, de infinite ori, în viețile noastre și Dumnezeu se revelează în mod continuu, nu pentru că are un cuvânt nou, ci pentru că cuvântul lui Dumnezeu care intră în contact cu noi, este așa plin de bogăție și așa plin de revelația lui Dumnezeu încât noi nu putem să-L epuizăm și putem auzi glasul lui Dumnezeu în mod continuu de fiecare dată când intrăm în contact cu cuvântul lui Dumnezeu. De fiecare dată putem ca să intrăm în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, cu glasul lui Dumnezeu și în felul acesta credința este revelată. În felul acesta credința intră în viața noastră și în felul acesta știm care este conținutul credinței. Noi credem pentru că am auzit, da? Credem prin auzirea cuvântului și ceea ce credem este din auzirea cuvântului. Este foarte important lucrul acesta. Foarte mulți oameni, chiar zilele acestea am citit un articol care fratele Andrei a dat share la ceva păstor baptist, care argumenta faptul că oamenii pot fi mântuiți fără ca să aibă acces la revelația scrisă. Pentru că apostolul Pavel a fost un neînvățat și nu prea știa teologia dacă spunea la un moment dat cum vor crede dacă n-au auzit și cum vor auzi dacă nu li s-a predicat. Pe Pavel, ce vorbești? N-ai citit ce scriu ăștia de la baptiști? Nu-i nevoie să le predice nimeni, da? Este absurditate. Revelația lui Dumnezeu este instrumentul, auzirea cuvântului lui Dumnezeu este instrumentul prin care credința intră în viața noastră și este instrumentul prin care conținutul credinței este transmis în viața noastră. Noi credem pentru că Dumnezeu ne-a vorbit și noi credem ceea ce Dumnezeu ne-a spus. Dacă astea două nu există, n-ai credința adevărată. Pentru că credința adevărată provine doar din Dumnezeu. Și merge înapoi doar către Dumnezeu. Orice altceva, orice mântuire care este posibilă altcumva, care vine printr-o altă revelație, care vine prin alte mesaje, nu este de la Dumnezeu și nu este înspre Dumnezeu, nu este adevărată. Și 7. În final, autorul ne prezintă care este finalul credinței și finalul necredinței. Versetul 12. A ta, Doamne, este și bunătatea, căci Tu răsplătești fiecăruia după faptele lui. Vestea bună. Vestea bună este că Dumnezeu este bun și drept. Și dacă ți-ai pus credința doar în El,
atunci El este bun și drept și se va ține de cuvânt și El te-a mântuit în ciuda faptelor tale. Da? El este bun și drept și orice promisiune a Lui, în baza cuvântului Său, va fi împlinită. Vestea rea este că Dumnezeu este bun și drept. Și dacă te va judeca după propriul tău merit, și dacă te va judeca după propriile tale fapte, și dacă te va judeca după religia ta omenească, și te va răsplăti după faptele tale, răsplata aceea va fi o sândă veșnică. Pentru că eu și cu tine, prin propriul merit, nu suntem buni și drepți. Nu suntem buni și drepți. Rezultatul credinței este că beneficiem prin credință, prin meritul Domnului nostru Iisus Hristos, de bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu, care în dreptatea Lui și în bunătatea Lui L-a pedepsit pe Domnul Iisus Hristos pentru toți cei care se încred în El și a luat neprihănirea Lui și a transferat-o asupra celor credincioși. Și dacă ești necredincios, vei beneficia de dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu, care prin bunătatea Lui și prin dragostea Lui și prin sfințenia Lui este obligat să pedepsească orice nelegiuire. Orice nelegiuire. Inclusiv a ta. De multe ori când te uiți în jurul tău și zici câtă nedreptate în lumea aceasta. Ăla ar trebui să fie pedepsit, ăla ar trebui să fie pedepsit. Ce minunat ar fi în lumea aceasta dacă toți tâlharii, dacă toți hoții, dacă toți mincinoșii ar fi pedepsiți și scoți din societatea aceasta. Problema e că noi suntem acei oameni pe care îi condamnăm. Problema e că noi suntem mincinoși aceia, noi suntem hoții aceia, noi suntem tâlharii aceia. Ce vestea bună și vestea rea este că Dumnezeu într-o zi va face exact ceea ce fiecare om până la urmă îi cere zilnic. Dreptate. Iar cei care au fost îndreptățiți prin credință în Domnul nostru Iisus Hristos și prin jertfa Lui vor primi ceea ce li se cuvine nu datorită lor, ci datorită dreptății Domnului nostru Iisus Hristos. Iar cei care nu și-au pus credința în El vor primi dreptate și răsplată după faptele lor. Dumnezeu să îndure de fiecare dintre noi și mai ales de cei care încă nu cunosc îndreptățirea care vine doar prin credință în Domnul nostru Iisus Hristos și doar prin harul Dumnezeului nostru, care este un Dumnezeu bun și milos și astăzi poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască și să se încreadă în Domnul Iisus Hristos și în nimic altceva. Amin. Amin.